asistență. Are loc în continuarea persoanelor oficiale, ministrul pentru relația cu Parlamentul, domnul Ilie Viorel, primarul orașului Târgu Ohna, domnul Ștefan Siloghi, care sunt însoțiți de comandantul batalionului 22, vânător de munte Cireșoaia, domnul colonel Gabriel Moglan. Garda reprezintă onorul militar. Se salută drapelul de luptă și se trece în revistă garda de onoare. Se intonează instrumental și vocal imnul național al României. Thank you.
care are loc oficierea serviciului religios. Pardă! Pentru oficierea serviciului. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate lechivenii, și ceea ce este de folos tuturor redăruiești, bunule ziditorule, odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor, că spre tine nădejdea și-a pus, răzvrătătorul și ziditorul și Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre tine zi și liman de avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu neîntâlnită, a credincioșilor mântuirii. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiți, într-o adormire eroi, postași și luptători români, din toate timpurile, din toate lucrurile care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai strupat și ai dăruit viață lumii tale, însuși, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și vânători de munte adormiți și luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește-le în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, eroi ai neamului românesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bunevoie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martor ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta desleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numere noastre a sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, ca acești viteji ostași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce, datorită lor, trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare, și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer și de pe tronul slavei împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe armata țării noastre, dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților, întro lăudaților apostoli,
ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtător părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morșile tuturor sfinților, sufletele fericiților într-o adormire, eroiul ai neamului românesc, ostaș și vânător de munte, căzut pe câmpurile de luptă, în corturile dreptilor să le așeze, să le abram, să le dihnească, cu drept să le numere, pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă-te, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroii neamului nostru românesc și lefelor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Fă-lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Veșnică lor pomenire. Din neam în neam, din veac în veac, fă-lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață. Dumnezeu să ierte cu drept, să odihnească, să-i numere pe eroi neamului românesc, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu să odihnească și la mulți ani vânătorilor de munte. Și domnilor, urmează locuțiuni privind asemenea evenimentului. Rugăm să ia cuvântul pe primarul orașului Târgu Ocna, domnul Ștefan Silochi. Preacucernici părinți, domnilor miniștri, domnilor primari, domnilor generali, domnilor comandanți, domnilor ofițeri, subofițeri, stimați invitați, dragi cetățeni a orașului Târgu Ocna, dragi copii, în anul centenar sărbăm astăzi aici la Târgu Ocna la 13-a ediție Ziua Vânătorilor de Munte. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici în numele Consiliului Local Târgu Ocna, în numele salariaților primăriei și vă doresc numai bine. Trebuie să felicit din toată inima vânătorii de munte, cărora le purtăm un deosebit respect și astăzi, de ziua lor, le urez din toată inima la mulți și fericiți ani. Mulțumesc! Mulțumim, domn! Mulțumim, domnului primar, pentru cuvintele alese. În continuare vă adresez cuvinte ministrul pentru Parlamentul, domnul Ilie Viorel. Îmi cer scuze. Bună ziua și bine v-am găsit, vă spun din nou. Sunt deosebit de bucuros și onorat să fiu astăzi acasă, aici, alături de dumneavoastră. Doamnelor și domnilor primari, doamnelor și domnilor generali, ofițeri, comandanți, maiștri militari, subofițeri, gradați și profesioniști. Doamnelor și domnilor cadre militare în rezervă și în retragere,
domnilor veterani de război, distinși invitați, dragi locuitori ai orașului Târgu Ocna. Mulțumesc organizatorilor, domnului primar, pentru invitația de a participa la cea de-a 13-a ediție a manifestărilor dedicate Zilei Vânătorilor de Munte. Vânătorii de munte s-au născut în focul marilor bătălii, atât în principal din primul război mondial, și de atunci servesc cu credință și devotament patria. Elita armatei române a reușit prin muncă, curaj, responsabilitate și profesionalism să câștige respectul și încrederea partenerilor și aliaților noștri, atât din Organizația Națiunilor Unite, din Uniunea Europeană și NATO. Ei reprezintă o carte de vizită pentru România și vă îndemn pe toți cei prezenți astăzi aici să ne aplecăm frunțile în cinstea eroilor căzuți în luptă, să-i admirăm pe cei rămași în viață și pe cei în activitate. Presupun că aproape toți cei prezenți cunosc bine faptele de vitejie ale acestor eroi cunoscuți, dar mai ales a celor necunoscuți, ale călor nume doar Dumnezeu le mai știe. Însă, aș dori să-mi permiteți să vă citesc câteva rânduri în final din cartea Memoriale, scrise în anul 1923 de marele nostru savant Vasile Pârvan, cel care s-a născut la noi în județ, în comuna Huruiești, în anul 1882 și a prins din plin primul război mondial. Încenunchiați voi ce ați rămas în viață înaintea maiestății celor ce au căzut la Mărășești și Târgul Ocnei. Acolo s-a făurit din nou, prin moartea incomparabilă, păcatul vieții eterne a rasei noastre. Ca făt frumos cu zmeul zmeilor, ca Iacov cu Îngerul Domnului, ei au luptat lupta cea dreaptă a vitejiei, având în ei voința nestrămutată de a învinge sau de a muri, au învins. Au învins pentru că a muri nu puteau, căci în suflet era puterea tuturor strămoșilor a rasei daco-romane, voința de a birui a Romei eterne. Stimați participanți, vreau să vă transmit și un sincer la mulți ani și gândurile cele mai bune a doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă și, bineînțeles, a domnului ministru al apărării Mihai Vifor. La mulți ani tuturor celor care astăzi sunt aici prezenți și, bineînțeles, tuturor vânătorilor de munte din România. Mulțumim domnului ministru pentru cuvintele pline de semnificații. În continuare, rugăm să ia cuvântul ministrul secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, domnul Gheorghe Popa. Cucerniți părinți, stimați locuitori ai orașului Târgu Ocna, doamnelor și domnilor, bravi ostași ai armiei române. 3 noiembrie 1916 este data la care școala de schiori din București este transformată în corpul vânătorilor de munte. Virgil Bădulescu se numea cel care primește comanda a ceea ce mai târziu va fi un corp de elită al armiei române. Botezul focului îl primesc chiar în această zonă. În această zonă în care a curs mult sânge și în care vitejia lor încă parcă mai vibrează și astăzi, în spațiu, în mințile și în sufletele noastre. Aici, la Coșna, aici, la Târgu Ocna, aici au avut loc bătăliile care au însemnat pentru noi românii păstrarea ființei vie a tot ceea ce înseamnă parte românească, a României care urma ușor-ușor să se întregească, pentru că vânătorii de munte au însemnat pentru luptele care au avut loc în al doilea război mondial și eliberarea Nordului, Basarabiei, a Bucovinei și mai apoi eliberarea Transilvaniei în luptele pe care l-au
durat până în munții Tatra și mai departe. Ei sunt cei care au adus jertfă pentru ca noi astăzi să îngenunchem aici și să spunem slavă eroilor noștri, cei care cu sânge, cu fapte de vitejie, ne pun în situația ca astăzi să vorbim liberi, să vorbim liberi în fața dumneavoastră și să fim liberi. Mai mult de atât, doamnelor și domnilor, ar trebui să ne aducem aminte în fiecare clipă a existenței noastre că tot ceea ce a însemnat partea aceasta extraordinară a unui corp de elită vine să întregească toate faptele de vitejie a armiei române. Fără armata română nu am fi fost ce suntem astăzi. Și poate că nu am fi putut astăzi să sărbătorim 100 de ani de la ceea ce noi numim Marea Unire 1 decembrie 1918, când țara românească prinde conturul ei cel veșnic, cel pentru veșnicie. Iar acolo jos, în pământul acestei țări, rămân cei care ne-au arătat și au demonstrat că se poate, că prin vitejie, prin curaj, putem să fim ceea ce suntem și poate ceva mai mult, că prin vitejie și curaj putem să arătăm lumii că suntem un popor demn, că suntem un popor între popoare și că nu suntem mai prejos decât alții. Că trebuie să fim luați la aceeași masă, în egală măsură, cu toți ceilalți cu care împărțim aceste timpuri. Aceste timpuri atât de care ne otrăvesc din când în când și mintea și sufletul. Dar suntem chemați noi să facem tot ce este posibil pentru ca timpurile care vin să fie puternice, să fie frumoase, să fie adevărate. Și așa cum au spus-o cei de la 1 decembrie 1918, și noi am fost la Alba Iulia, să putem să spunem și noi în acest an al devenirii noastre, am fost și noi la centenar. De aceea, îndrăzniți, fiți puternici, veniți și spuneți lumii că suntem aici de veacuri și că vom rămâne aici de veacuri și că împreună putem construi o Românie, o singură Românie, în eterna Românie. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului ministru secretar de stat pentru cuvintele puternice și pline de semnificații. Rugăm pe domnul general în retragere, Vasile Jenica Apostol, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnilor miniștri, onorată asistență, sunt mândru și onorat de asemenea de a avea posibilitatea, la invitația organelor locale, să particip și de această dată la sărbătorirea Zilei Vânătorilor de Munte. Aveam acum câteva minute, mă gândeam la un alt discurs, dar pentru că domnul ministru George Popa a abordat unele aspecte din ceea ce doream, mi-l rectific și mă voi adapta la situația concretă existentă aici. Nu înainte însă de a sublinia că în această atmosferă profund patriotică pe care ați reușit să o creați și astăzi aici la Târgu Ocna, se cuvine să ne înclinăm cu venerație în memoria ostașului erou din toate timpurile, erou român, pentru demersul său istoric exemplar de apărare a independenței și suveranității țării, a integrității teritoriale, a ființei naționale a poporului român și a celorlalte valori fundamentale ale acestuia. El, ostașul român, a înțeles cel mai bine, iar ostașii actuali români, cu teza spune că de asemenea înțeleg cel mai bine, că arcul carpatic nu este o linie de demarcație a pământului românesc, așa cum au încercat unii de-a lungul timpului să ne convingă prin false argumente istorice, false argumente diplomatice și prin forța armelor, așa cum s-a întâmplat în primul război mondial. Fiindcă suntem aici, la Târgu Ocna,
și privim la acești bravi vânători de munte, vreau să subliniez faptul că ei sunt purtătorii tradițiilor primului batalion de munte din Armata Română. Așa cum spunea domnul ministru, aici au primit botezul focului, dar acum, văzând că sunt atât de mulți tineri aici, aș vrea să spun cu ce sacrificii au ajuns acești oameni să apere porțile Carpaților. Au venit în toamna anului 1916 de la București la Târgu Neamț pe jos și subliniez ca să se știe acest lucru. Iar în 1917, când au primit pe data de 28 iulie ordinul la Târgu Neamț în cazarmă, 27 iulie rectific, să se prezinte la Cireșoaia, pe 30 dimineața, prin marș forțat pe jos, la ora 3 au ajuns aici la Mosoarele în măsură să intre în luptă. Iată urmașii acestor bravi eroi. Am subliniat cu alte ocazii jertfa lor și faptele de vitejie. Vreau să vă spun că jertfa lor a fost determinată nu numai de dragostea de țară, ci și de faptul că noi n-am venit aici de nicăieri. Noi aici ne-am născut, aici ne-am format ca popor, aici am fost, aici suntem și aici vom fi mereu cât va fi viață pe pământ. Pentru a ne imagina cât de cât ce înverșunată a fost dorința adversarului pentru a cotropi întreaga Românie, dau numai două exemple de fluturași care se găseau în buzunarele luptătorilor din armata austro-ungară și germană. Înainte de a ajunge pe crestele Carpaților, li se spunea: de pe crestele Carpaților veți vedea Moldova îngenunchiată. Asta avea fiecare luptător. Iar după ce au ajuns pe creste, cum bine știm, li se spunea și aveau scris fiecare, avea scris în buzunar, că dacă veți cuceri Carpații, veți petrece sărbătorile Crăciunului în Iași, capitala Moldovei, supusă pe vecie. Iată împotriva cui trebuia să lupte bravii noștri vânători de munte. Am privilegiul de a fi unul dintre puținii de aici care cunosc foarte bine evoluția vânătorilor de munte, nu numai din istorie și din cărțile de istorie, ci de activitatea practică. Și discutam cu comandantul prezent aici și cu alții. Avem și doi generali venerabili care au comandat vânătorii de munte. Sunt în formație și salut. Vreau să vă spun că vânătorii de noștri de munte întotdeauna au fost în prima linie și la toate examenele pe care le-am dat pentru admiterea în NATO. Armata Română, chiar dacă unii nu vor să recunoască acum, a avut cel mai important rol în admiterea României în NATO și o spun cu tărie, mai ales de aceea m-am îmbrăcat civil, ca să nu creadă cineva că sunt părtinitor. O spun ca persoană civilă. Și ei, acești vânători, ne tăiau respirația prin cheile Râșnoavei, prin cheile Vicazului, prin cheile Dâmbovicioarei, în Carpații Apuseni și prin alte locuri când veneau delegații străine și aveau emoții și străinii. Atunci s-a scris istoria intrării României în NATO. Pentru a nu fi prea patetic și să nu abuzez de timp, vă rog să-mi permiteți să adresez doar câteva cuvinte. Încă o dată, bravi vânători de munte, vă felicit ca cetățean și ca ostaș și vreau ca român să vă simt întotdeauna pe voi, șoimii Carpaților, și nu alții veniți din afară, decât numai dacă vor fi invitați ai voștri, astfel încât România să fie prezentă mereu pe verticala timpului și a tăinuirii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule general, pentru aceste cuvinte emoționante. În continuare, comandantul batalionului 22 vânător de munte, domnul colonel Gabriel Moglan, ne va adresa câteva cuvinte. Onorată asistență, sunt colonel Gabriel Moglan, comandantul batalionului 22 vânător de munte, Cireșoaia, din Sfântul Gheorghe. Aș dori să încep această intervenție a mea prin a mulțumi domnului primar și echipei dumnealui. Fără eforturile depuse de dumnealor, această activitate nu s-ar fi întâmplat. Vânătorii de munte, eroii ai neamului și ai oștirii române, s-au născut în vremuri grele pentru nația noastră, obligați fiind încă din pruncie să facă față urgiilor războiului.
Trupele de vânători de munte au reușit de-a lungul istoriei să-și atragă atât admirația aliaților, cât și pe cea adversarului. Este de remarcat drumul de luptă, de jertfe al vânătorilor de munte în primul război mondial, moment de referință în care și-au demonstrat calitățile de luptători de elită, indiferent de condițiile de teren și de starea vremii în care au fost nevoiți să acționeze. Nu vom uita niciodată faptele de viteșie demonstrate în sângeroasele lupte duse în apropierea localității Târgu Ocna. Atunci, în vara anului 1917, trupele de vânători de munte au primit botezul focului, reușind, prin eforturi umane deosebite, să cucerească toată creasta marcată de dealul Cireșoaia și de vârful Coșna. În amintirea acestora, anul trecut am omogiat împreună cu dumneavoastră centenarul intrării în lupta primului batalion de vânători de munte din Armata României. Impresionează de asemenea eforturile și sacrificiile pe care aceste trupe le-au făcut în cel de-al doilea război mondial. Atât în campania din Est, cât și în campania din Vest, pe un itinerariu de aproximativ 4.000 de kilometri, obținând victorii strălucite, dovedindu-și superioritatea profesională și morală față de cei cu care s-au confruntat. Sper din tot sufletul ca noi, vânătorii de astăzi, să fim demn urmași ai gloriei strămoșilor noștri. Doresc să-mi exprim încă o dată recunoștința față de cei implicați în desfășurarea fără cusură activităților și față de cetățenii localității Târgu Ocna. La acest aniversar adresez sincere felicitări tuturor celor care au slujit de-a lungul timpului și slujesc țara ca apărători ai crestelor carpatine. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe vânătorii de munte. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului colonel Gabriel Mohlan. În continuare rugăm primarul orașului Târgu Ocna, domnul Ștefan Șiroții, să înmâneze diplomele aniversare. Vă rog să-mi permiteți. Să înmânez o diplomă aniversară domnului ministru Viorel Ilie, ministrul în relația cu Parlamentul. Vă rog, domnule. Domnule secretar de stat, Gheorghe Popa, ministrul secretar de stat în Ministerul Culturii. Domnul general în retragere, apostol Vasile Jenică. Consiliul Județean Bacău. Comandirea Garnizoanei Bacău. Domnului locotenent colonel Turculeț Gabriel. Domnului colonel Mândrilă Bogdan. Inspectoratul Județean de Jandarmi. Gruparea mobilă de jandarmi Bacău. Inspectoratul pentru situații de urgență Bacău. Domnișoare director general al DGSP Bacău, Țățaru Daniela. Domnului comisar șef de penitenciare, Scutaru Vasile.
domnule comisar șef de penitenciare, ciobanu Aida. Domnul comisar șef de poliție, domnul Anastasiu Lucian. Domnul primar al orașului Dărmănești, Toma Constantin. Domnul primar al municipiului Moinești, Vieru Valentin. Domnului viceprimar al orașului Săric Moldova, Benone Oraru. Domnului primar al comunei Pârgărești, Iulișca Victoria. Domnului colonel Petrescu Ioan, sub filiala Asociației Cultul Eroilor din Târgu Ocna. Domnului Cristian Corneliu, sub filiala Asociației Cultul Eroilor, Onești. Domnului profesor Constantin Dospinescu, Asociația Națională Cultul Eroilor, Regina Maria, Bacău. Domnului colonel Pavel Nicu. Domnului Cojocaru Stelian, Asociația Tradiții Militare. Părintelui Cojocaru Valentin. Părintelui Nichita Daniel. Părintelui Roncea Petru. Părintelui Zgăbii Cătălin. Părintelui Panțăru Vasile. Părintele Mașala Daniel. Părintelui Silviu Andrei Necu. Părintelui Vasile Benone. Domnului colonel
Timofte Paul Valerian. Martorii unui moment emoționant și anume, membrii tarafului Târgu Ocna, Casei de Culturi Târgu Ocna, ne va intona imnul centenar. Un moment, vă rog. Numai un moment, vă rog, înainte de a începe taraful. Eu am rămas la urmă, mă cunoașteți toți. De 13 ani vin aici, la Ziua Vânătorilor de Munte. Nu am lipsit niciodată. Și să-mi dea Dumnezeu sănătate, să vin în fiecare an. Dragi camarazi, vă urez la mulți ani. Și am aici la inimă ceva frumos pentru minunatul dumneavoastră primar, prietenul meu apropiat. Noi, Asociația Națională Cultul Regina Maria, am reușit să scoatem 150 de medalii în anul acesta centenar al Marii Unii. Îmi fac datoria de onoare și de cinste că aici, în fața Vânătorilor de Munte, voi, dragi camarați, și punați cu tărie și cu dragoste frunzulița de brad și floarea de colț, acum la 100 ani, 101 ani, să mânesc domnului primar al localității Târgu Ocna, domnului Ștefan Șilochi, medalia aniversară centenarul Marii Unii de la Alba Iulia. Material cu praorit, diametru 70 mm, tiraj 150 de bucăți. Domnule primar, la mulți ani! Dragi Vânători de Munte, să fiți binecuvântați, voi ce țineți muntele în brațe și muntele vă ține pe voi. La mulți ani, dragi camarazi, la mulți ani, domnule primar. Transilvania, Moldova, țara românească,
ca să trăiască. 218 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri moți. Mulțumim frumos! Și încă o melodie frumoasă din partea noastră pentru dumneavoastră, acasă-i România. Și vă rugăm din suflet să o cântăm împreună. Acasă-i România! Suntem un neam de frunte, stăpân pe-a noastră țară, n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Veniți, n-o lăsați strajă, străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul, e doina și vioara, eroi ce-și află somnul. Vă mulțumim de suflet și îmi cer scuze, am și eu emoții. La mulți ani! Mulțumim Tarafului Casă de Cultură Târgu Ocna pentru momentul cu adevărat emoționant. Urmează defilarea gărzii de onoare. Rugăm personalul participant să se deplaseze către drumul principal.
te oprești după ultima albă, ai oprit, da? Oprești acolo. Thank you.